V-am găsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem așa cu obișnuitul următoare 72 de ore. Să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domn, că vom face 3 variante, va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3. Și haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei care vă uitați în următoare 72 de ore? Evenimente importante. Evenimente importante. Varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Și haideți să începem cu cei care ați ales prima variantă. Bun. La voi aici este vorba despre faptul că faceți niște plăți, luați niște plăți. Este o chestiune ce ține de servici. Pentru alții dintre voi vă luați salariu. Poate să fie și vorba despre ceva foarte norocos pe care ți-l mânează cineva. Ori universul îți dă o binecuvântare, să spunem așa, pentru ceva ce tu ai reușit să împlinești. Ia să vedem. Se și întoarce cineva în viața ta și mai mult decât atât este vorba despre faptul că ori te reîntorci la un loc de muncă la care ai fost până acum sau, nu știu, poate fi vorba despre faptul că ceva se grăbește să ajungă la tine. O ofertă, un loc de muncă, te întorci la un loc de muncă, te întorci, se întoarce ceva la tine și este vorba despre foarte multă pace, foarte multă astfel de săbiști temperanța. Aici este vorba despre o discuție foarte sinceră și despre dreptatea care se face din partea universului pentru ceva ce tu ai împlinit. O reîntoarcere a ceva în viața ta care reprezintă o binecuvântare și faptul că ai cale liberă către dragoste, ok? Pentru că lucrurile deja s-au terminat în partea de ce a fost până acum trecut și ce aveai tu de împlinit. Faptul că cineva te urmărea constant sau avea chestia asta tot timpul pe tine, ori de tine stătea agățat sau agățată o energie imatură sau tu mai țineai persoana asta în viața ta, lucrul ăsta s-a încheiat. Văd că aici este o mare bucurie care te așteaptă astăzi și... Exact. Ai să ai parte de chestiuni noi. Ești din perioada de, nu știu, de... Poate ai fost foarte introvertit, introvertită, poate ai ținut lucrurile pentru tine, poate nu te-ai exprimat liber, poate ai avut o perioadă de tăcere, o perioadă de confuzie, o perioadă de, nu știu... Ai conspectat lucrurile, ai autocunoaștere. Aici văd că pur și simplu un joc s-a terminat și ieși să te distrezi, cunoști persoane noi, ai parte de binecuvântări. Aici probabil că la tine este vorba despre faptul că ai avut un loc de muncă care te-a presat foarte tare sau o companie te-a presat foarte tare. Ori un ambient, anumite persoane din jurul tău care te-au presat foarte tare cu niște chestii. Tu ai avut un blocaj pentru că nu le dădeai drumul acestor persoane să plece, ori pentru că, pur și simplu, persoanele astea stăteau agățate de tine. Ok? Numai că aici văd că lucrul ăsta s-a terminat. Și anume, tu acum ești liberă sau liber să-ți trăiești viața așa cum poftești, pentru că ai pus o pace într-un aspect din viața ta, spunând un adevăr. Deci tu ai spus un adevăr aici și ai echilibrat o karmă. Astfel de să vii cu echilibru? Diavolul. Ai echilibrat o karmă. Și anume, pentru câțiva dintre voi, este posibil... ca tu... Ok, vreau să-l spun mea, diavolul. Exact. Asul de monede, diavolul și 6 de săbi. Probabil că universul, divinitatea, te va pune în postura unei alegeri. Alegerea asta este dacă tu mai pici într-o lecție pe care deja ai făcut-o, ai împlinit-o, dacă ți-ai învățat lecția sau nu, dacă mai pici în această ispită sau nu. Și ce crezi, nu pici.
Pentru că asul de săbii și echilibru. Tu ai să echilibrezi o karmă, spunând adevărul și lăsând lucrurile la o parte. Și anume, n-ai să accepti falsitatea cuiva, manipularea emoțională, n-ai să accepti o ofertă care este una karmică, n-ai să accepti niște, pentru câțiva trebuie să spun, niște oferte murdare din partea cuiva, n-ai să accepti să iei parte la ceva, n-ai să accepti lucrul ăsta. Și asta te ajută pe tine să încheie o karmă, probabil că ai avut karma asta de foarte mult timp, astfel de săbii și echilibru, ți-am spus, justiția. Și 5 de bâte invers. Lupta s-a terminat, karma s-a încheiat. Și anume, faptul că tu vorbești într-o adevăr aici și nu mai repeți o lecție, pentru că aici cineva îți face o propunere sau ți-a făcut o propunere ca să repeți încă o dată lecția asta, tu ți-ai învățat-o. Persoana asta falsă, persoanele astea false sau universul te-a pus la încercare, ok? Să vadă dacă ești la nivelul spiritual la care trebuia să ajungi. Astfel de pentacule și diavolul, marea preoteasă și trei de cupe. Exact ce ți-am spus. Și anume, detectează intuiția ta ce e în regulă. Vede că nu este o ofertă curată și că ai repeta aceeași chestie. Mai este mintea ta în umbră? Sau vede adevărul? Ok? Ceea ce eu văd aici ca și energie este că este cât se poate de limpede și de clară și cât se poate de clar vezi, detectezi, miroși. Indiferent cine ar fi persoana asta, indiferent care ar fi testul, indiferent de unde vine testul, îl treci cu brio. Ok? Sau l-ai trecut cu brio. Bun. Ia să vedem ce karmă s-a încheiat aici cu justiția și trei de bâte invers. Uite, roata și una. Ce karmă cu roata și una? Lumea cinci de săbii și regina de săbii. Mai dai hrană unui conflict care vine dintr-o zonă falsă doar pentru că vrea să te țină în conflictul ăla? Sau ești mai luminat și mai deștept decât persoanele alea ca să lași armele jos și să spui că nu faci parte din conflictul ăla? Mai repeți, magicianul 3 de cupe, manipularea acestor persoane să mai aibă efect asupra ta? Nu mai are. Ok? Nu mai are. Bun. Varianta cu numărul 2. Văd că la varianta cu numărul 2 te ocupi foarte mult de partea materială. Cred că îți găsești un nou job sau îți găsești hobby-uri noi, ori o să-ți meargă mâinile foarte rapid în ceea ce ține de, poate mulți dintre voi faceți lucruri handmade sau e o chestiune ce ține de job, vă ocupați foarte mult de job, vreți să prosperați pe partea asta, universul vă indică să vă ocupați de partea asta foarte mult în această perioadă, ocupație. Da. Cavalerul de săbii. Deci aici ceva ce s-a mișcat în chat. 4 de cupe și regia de bâte. Probabil că refuzi locul de muncă al cuiva, probabil că refuzi oferta cuiva, probabil că ai terminat ceva ce, nu știu, a reprezentat ceva ce a trebuit să pună pace. Turnul și cavalerul de bâte. Pentru câțiva dintre voi este posibil să spui cuiva că nu vrei ca persoana asta să mai... Poate aici va fi un mesaj specific. Poate cineva să te închirie în casa ta sau într-un apartament de-al tău. Vrei să dai afară din casă sau... Nu, sună urât să dai afară din casă. Vrei să-i spui acestei persoane că vrei să vinzi apartamentul sau că vrei să vinzi proprietatea. Pentru alții dintre voi vreți să vă cumpărați o nouă proprietate și este posibil să fi găsit niște oferte dintre care pe asta s-o refuz pentru că e ceva în regulă cu actele la oferta asta care vine către tine. Poate să fie vorba despre faptul că e vorba de o agenție imobiliară sau de ceva și
refuzi un cumpărător sau refuzi tu să cumperi ceva de la, chiar dacă e prin agenție, nu știu, e ceva, e o ofertă aici care, din câte văd, 4 pagini ok, 3 pagini ok, a 4-a pagină e ceva neregulă. Adică nu semnezi, nu semnezi ceva, nu. Nu semnezi lucrul ăsta și nu cumperi această proprietate, nu vinzi această proprietate sau nu ești de acord să faci lucrul ăsta. Mai cauți. Deci e posibil să mai cauți pentru că aici ai ceva neregulă cu actele. Adică până citești până la finalul paginii și după aia când îți dai seama că la finalul paginii lipsește ceva. Ori nu deține ceva apartamentul respectiv sau casa respectivă, îi lipsește ceva. Nu are utilități sau ceva s-a întâmplat aici. Ori nu are... E ceva ce nu, poate e o aprobare de construcție pe care o aștepți de ceva timp ca să poți să te apuci de treabă și asta mai întârzie să vină. Poate să vină. Nu mai accepți ca cineva să te controleze și nu mai repeți acest ciclu. Poate cineva te forțează, fă aia, nu știu, pe rapid, fă asta. Cred că este o persoană care a încercat să aibă autoritatea asupra ta să te controleze mult timp și persoana asta nu mai are nicio autoritate asupra ta pentru că tu ai înțeles schemele și atunci nu mi-ai permis acestei persoane să te manipuleze de niciun fel. Ok? Împărat invers. Justiția și 5 de bute și probabil că persoana asta este și într-o karmă. Este cineva care a încercat să-ți dicteze toată viața în legătură cu partea financiară sau în legătură cu, nu știu, partea asta. Uite, tu ai o energie foarte bună în partea mentală, adică tu ai o energie pozitivă și probabil că ai ieșit dintr-o chestie de depresie. Cred că aici ai avut de-a face cu o narcisistă sau cu un narcisist, o persoană care a încercat să te manipuleze foarte mult, dar nu mai are nicio putere asupra ta, pentru că tu ai înțeles schemele și pentru că te-ai trezit. Adică cineva aici te forța să faci ceva, ceea ce nu era ok și 4 de cupe îi refuz treaba asta. Nu știu, poate era cineva, hai cumpără, hai vinde, hai semnează-mă asta, hai fă-mă asta, hai fă-mi pe plac. Nu neapărat, poate să fie vorba despre o relație sau tot timpul cineva încerca să te facă să-i faci pe plac pentru beneficiile acestei persoane, dar tu nu-i mai faci beneficii acestei persoane deloc. Ce te așteaptă frumos? Roata, magicianul, 10 de cupe și regele de bâte invers. Nu-ți mai este frică să fii fericit sau fericită. Ai ieșit de sub controlul unui manipulator sau unei manipulatoare pe care ai avut toată viața, cineva care a încercat să aibă control asupra vieții tale, să-ți comande ce și cum să faci. Îți preiei frâiele, ok? Iei volanul frumos. Te sui la volan, nu mai ești pasager, îți conduci propria mașină și propria viață, cred că nu se putea să o spun mai bine decât atât la varianta numărul 2, în care în sfârșit nu mai ești sub nu mai dai voie să fii sub manipularea cuiva, pentru că ți-ai dat seama că persoana asta are numai așteptări de la tine, dar nu oferă nimic la schimb. Adică ăsta era mare de secret și justiția și karma cu 5 de bâte de împlinit în viața asta pentru tine. Să nu te mai lași controlată și să-ți vezi propria putere, să nu te mai lași controlată, controlată, manipulată de către o persoană care plânge să obțină ca pilul mic, dar este o persoană care ți-a făcut foarte mult rău. Dacă nu-i dai jucăria, se supără sau dacă nu-i dai ceva ce e al tău, se supără și atunci persoana asta n-are nimic pentru tine. Și ai să tratezi persoana asta la fel, mai mult decât atât din câte văd, regina de bâte, cred că ai să uiți, diavolul invers, ai pus persoana asta cu botul pe labe și ai să uiți persoana asta. Uite, steaua, ai să te ocupi strict de tine și de ceea ce ține de strălucirea ta și diavolul invers, cineva are claritate că ai plecat de tot și că nu îți mai poate face figurile astea niciodată. Ai pus pe cineva cu botul pe labe și ai pus pe cineva acolo la locul lui sau ei să-și vadă de nasul lui, să înțeleagă că nu are autoritate asupra ta, clar energie de narcisism. Nu mai dai din stabilitatea ta sau nu știu, nu mi-ai dai nimic acestei persoane. Absolut. Regele de pentacule, 10 de săbi și împărat.
nu mai are nicio forță de manipulare financiară asupra ta. Poate cineva te-a șantajat financiar, poate cineva te șantaja de foarte mult timp, oricât dacă are puterea asupra ta, persoana asta o să afle că nu are niciun fel de putere asupra ta. În următoarele 72 de ore aici este o justiție care se face prin echilibru și moartea, și anume tu nu mai dai din bunătatea ta acestei persoane și nu mai înseamnă nimic pentru tine. Aici ai foarte mult ajutor angelic și din partea universului, cu 6 de săbi cu moartea, că în sfârșit ai înțeles, ți-ai învățat lecția și acum îți poți primi binecuvântările care ți-au fost pregătite, pentru că altfel de sus nu ți le dădea dacă tu nu excludeai persoana asta din viața ta și nu te dezmințeai și nu i-o dădeai peste ochi. Ok? Cam așa ceva. Concluzia? Concluzia este că vede pentacole. Uite. Totul s-a terminat. Roata lună. Totul s-a terminat. Noi de pentacole invers. Magicianul, lumea și regina de bute. Manipularea acestei persoane. Ori punea lumea să te manipuleze, ori făcea chestia asta, ori manipula lumea împotriva ta, ori nu știu. Este într-un mare conflict persoana asta, pentru că nu reușește să se mai apropie de tine de niciun fel. Și nu mai are acces să se apropie de tine. De ce nu mai are acces să se apropie de tine? 7 cupe, pași de pentacol, regina de cupe. Na. Na. Ești o inimă prea bună. 3 de cupe zi. Nu mai are acces. 5 de bute, marea preoteasă. E o persoană falsă. Universul i-a dat interdicție să nu se mai apropie de tine. Bun. Varianta cu numărul 3. Călătorie. Oh, aici avem de-a face cu o călătorie, un drum. Cineva pleacă într-o călătorie, îți cumperi un bilet. Poate ai ceva fixat pe data de 10. Sau îți cumperi de acum ceva pentru data de 10. Drum, faci drum. Ia să vedem. Journey. Vine cineva seara la tine. Suferința ta s-a terminat. O să ai un echilibru foarte mare aici și o stare de pace foarte mare. Cineva vrea să-și ceară iertare de la tine, dar nu te mai interesează. Cineva vine de grabă către casa ta, ca vreau de să vin. Este vorba cu hierofantul. O nouă... Deci este vorba de cineva care vrea să se furișează, cineva care te urmărește, cineva care vrea să ceapă o relație cu tine. Regele de să vin. Cred că este cineva pe care nu-l accesi pentru că ai prea mult bine în viața ta. Cineva face o călătorie către tine, dar nu accesi persoana asta pentru că ai foarte multă pace și nu vrei să strici pacea primind persoana asta care a avut cândva o șansă cu tine. Ai cunoscut o energie nouă sau vei cunoaște o energie nouă care o să te facă foarte fericită din câte s-au fericit. Energia nouă. Energia nouă o să te facă foarte fericită, uite. De la 9 de cupe te duce la 10 de cupe. Cine e energia nouă cu 9 de cupe și 10 de cupe? Relația nouă. Asta e cupe și cavalerul de bute? Este cineva care a terminat cu a treia energie, s-a despărțit de a treia energie, a terminat cu minciunile. Ok? Poate așa apare a treia energie, nu știu, poate să fie vorba despre o persoană care a terminat o întreagă lume sau s-a retras dintr-un gașcă de prieteni, a terminat cu un stil de viață. Este de o persoană foarte pozitivă, este o persoană foarte luminoasă, s-ar putea să o cunoști prin locul de muncă, o să știi deja persoana asta, să urmărești persoana asta în locul de muncă sau să te urmărească pe tine. Relația nouă, că cineva face drum către casa ta. Relația... Cine să începeți o relație nouă aici? Între toată relația asta nouă, a trebuit să-mi arate tot haosul prin care ai trecut.
ca să ai relația asta nouă, lasă-l acolo. Ok? Pentru doamne, ce să ce relație nouă aici? Cineva care ți-a spus că face un drum către tine. Este cineva care face un drum către tine. Uite, și cineva care vrea să spună că te iubește. Cineva care vrea să spună cinstit că te iubește, că s-a îndrăgostit de tine, ori poate să fie o dragoste la prima vedere cu o energie nouă. Atât am avut și pentru cei de la varianta acum 3. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.